Managerul interimar al Spitalului de Urgență Pașcani, chirurgul Daniel Bechir, va rămâne în funcție încă 6 luni de zile. Edilul municipiului a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că va dispune prelungirea mandatelor directorilor unității medicale, după ce i-ar fi convins să nu demisioneze. În această perioadă ar urma să fie organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de manager, director medical și director financiar. În lege, da. Ieri am primit o solicitare la MAPA din partea celor de la spital. M-am informat că mandatele actuale expiră pe 14 martie. Am dat o dispoziție să fie prelungite cu 6 luni de zile. Am avut o discuție cu actualii manageri interimari de la spital. I-am rugat să rămână în continuare. Ei au spus că își doresc demisia de acolo, vor să renunțe la conducerea spitalului. Deocamdată nu avem variante. Le-am spus să mai rămână. În perioada următoare vom începe demersurile pentru scoatere la concurs a postului. Primarul Marius Pintilie a mai spus că medicii aflați la conducerea spitalului ar fi vrut să demisioneze din cauza problemelor cu care se confruntă unitatea medicală și pentru că ar câștiga mai bine doar din exercitarea profesiei. La fel și la ei. Au bune intenții să ducă mai departe conducerea spitalului, în schimb uman, îi înțeleg, câștigă mai bine ca medici decât director de spital, iar calitatea vieții, când ești doar medic și n-ai responsabilitățile celelalte, este mult mai mare decât să fii director de spital și toată lumea să vină în fiecare zi să-ți mai spună că o problemă nu s-a rezolvat sau că s-a stricat ceva. Repet, asta trăiesc și eu la primăria Pașcani, dar ne-am asumat o treabă. Menționăm că mandatul medicului Daniel Bechir urmează să expire pe 14 martie. El a fost prelungit doar pentru 3 luni de zile. În această perioadă ar fi urmat să fie schimbat, dar primarul nu a găsit un alt medic dispus să preia funcția de conducere. Acesta a și fost principalul motiv pentru care voia să demisioneze, conform unor surse neoficiale. Daniel Bechir ocupă funcția de manager interimar din octombrie 2019. De asemenea, funcția de director medical interimar este ocupată de medicul Iuliana Pădurariu, iar cea de director financiar de Viorica Gabor.